Prin îndurarea Domnului am ajuns la lecția a șasea din tematica lecții din Cartea Daniel, intitulată Fiare și Sfinți față în față. Cu ce cuvânt ar fi potrivit să începem să lăudăm pe Domnul? Astăzi, Apocalipsa 15 de la versetul 3, parte dintr-o cântare, dintr-o exclamare, înaintea lui Dumnezeu, mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne, Dumnezeule atotputernice, drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor. Cine nu se va teme, Doamne, și cine nu va slăvi numele Tău? Căci numai Tu ești sfânt și toate neamurile vor veni și vor închina înaintea Ta, pentru că judecățile Tale au fost arătate. Amin. Lăudat să fie Domnul și binecuvântat să fie toți închinătorii Săi, între care cred că vă doriți să fiți și cei ce mă ascultați. Să fim cu luarea minte la ceea ce învățăm din Cartea Daniel, pentru că el a fost un om scump înaintea Domnului. Avea în el Duhul Dumnezeu celor sfinți și a văzut fiarele, l-au înspemântat vedenile și sunt mai înspăimântătoare realitățile de pe teren. În primul rând să ne întrebăm ce este o fiară în înțeles biblic în aceste simboluri profetice. În înțelegerea mea este o manifestare instituționalizată cu putere în plan multinațional, de factură demonică și umanistă, care dorește și dobândește controlul asupra unei părți cât mai mare a creației. În Cartea Daniel, capitolul 2, este scris de la versetul 37, sunt cuvintele profetului în tâlcuirea visului. Tu, împărat, ești împăratul împăraților, căci Dumnezeu cerul ți-a dat împărăție, putere, bogăție și slavă. El ți-a dat în mâini ori locuiesc ei pe copiii oamenilor, fiarele câmpului și păsările cerului și te-a făcut stăpân peste toate acestea. Tu ești capul de aur. După tine se va ridica o altă împărăție mai nesemnată decât a ta, apoi o a treia împărăție care va fi de aramă și care va stăpâni peste tot pământul, va fi o a patra împărăție tare ca fierul. După cum fierul sfărâmă și rupe totul, tu așa va sfărâma și va rupe totul ca fierul care rupe totul în bucăți. Și descrie în continuare aceasta o a patra împărăție. În capitolul 5, versetele 18 și 19, este o reluare a coordonatelor stăpânirii lui Nebucadnețar. Spune Scriptura aici că Dumnezeu îi dăduse împărăție, mărire, slavă și strălucire și îi dăduse toate popoarele, neamurile, oamenii și toate limbile, se temeau și tremurau înaintea lui. Asta este o fiară. Un sistem statal, multinațional, care stăpânește cu autoritate. În capitolul 7 scrie în versetele 2 și 3 că a văzut cum cele patru vânturi al celor, deci influența este în primul rând spirituală, a izbunit pe Marea Cea Mare, pe pământ, și patru fiare mari au ieșit din mare, deosebite una de alta. Și scrie în versetul 17, aceste patru fiare mari sunt patru împărați, mai exact patru împărății imperii care se vor ridica pe pământ. Cine poate fi considerat un sfânt în înțeles biblic? Evident. Eu am definit astăzi așa, un om care primește și păstrează harul lui Dumnezeu și prin credință trăiește în ascultare de voia lui Dumnezeu. Vorbind despre sfinți, să ne gândim la poporul lui Dumnezeu, evrei, despre care vă citesc în Exod capitolul 19, de la versetul 5, sunt cuvinte rostite de Dumnezeu pentru ei, despre ei. Acum, dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei între toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt.
Continuăm să citim alte versete despre ei pentru a vedea definiția ceea ce înseamnă sfânt. Levitic, capitolul 20, versetul 26. Voi să fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Eu, Domnul, eu v-am pus deoparte dintre popoare ca să fiți ai mei. Iată ce înseamnă sfânt. Să fi pus deoparte pentru Domnul. Proces prin care trebuie să se producă o curățare. În cartea Deuteronom, la capitolul 28, scrie în versetul 9, și apropo de curățare, să ne amintim de spusele Domnului care spuneau ucenicilor că-și cuvântul, spunea în rugăciune, dar ucenicii au reținut, cuvântul e cel ce sfințește. Adică ascultând de cele scrise, noi devenim sfinți și dacă rămânem credincioși, vom fi ii Domnului. Vei fi pentru Domnul un popor sfânt, cum ți-a poruncit El, iată condiția. Dacă vei păzi poruncile Domnului Dumnezeului tău și vei umbla pe căile Lui. Și în Noul Testament sunt reluate aceste cuvinte, în mod deosebit în Petru, în 1-a epistolă, capitolul 1, de la versetul 15, după cum cel ce v-a chemat este sfânt și voi sfinți toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, sau 2:9, voi să sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu l-a câștigat să fie ai Lui, ca să vestiți puterile minunate ale cel ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Deci să observăm în această lecție confruntarea dintre fiare, aceste stăpâniri demonico-umane de-a lungul istoriei și sfinți, oamenii separați de lume și de păcat, dar care trăiesc în lumea aceasta, trăiesc teritorial vorbind și chiar din alte puncte de vedere, dar nu spiritual, sub stăpânirea acestor fiare. În prima parte a lecției să privim la relația dintre fiare și sfinți, și în a doua parte să luăm câteva scurte exemple. Mai întâi, privind la relație, atitudinea fiarelor și apoi atitudinea sfinților. Fac aici o mică paranteză, uneori avem de-a face cu fiare doar un om și sfinți tot un om și uneori într-o familie, o fiară și un sfânt. Alteori, pe stradă locuiește în vecinătate o fiară și un sfânt. Dar în prim plan ne referim la aceste sisteme care au avut o extindere foarte mare pe pământ. Unele fiare au fost în parte, sau cel puțin pentru un timp, tolerante cu sfinții. Să ne gândim că Daniel, a cărui carte o studiem, a avut în cea mai mare parte a vieții lui favoare din partea unor împărați care le-au fiare. Scrie în capitolul 1, versetul 9, că i s-a făcut trecere, Dumnezeu a făcut aceasta în fața căpetenii familiilor judecători. Apoi scrie în capitolul 2, versetul 47, că după ce a tâlcuit visul regelui, împăratul, citește 46, a căzut cu fața la pământ și i s-a închinat. Și i-a dat, versetul 48, daruri multe și bogate și i-a dat stăpânire. Și Daniel a rămas la curtea împăratului. Apoi, în finalul capitolului 3, scrie în versetul 30, că și cei trei au avut favoare. Sau să ne amintim de 5:29, unde scrie despre Belșațar, că a dat poruncă Daniel să fie îmbrăcat cu purpură, i-a pus un lățișor de aur la gât și a dat știre că va avea un locul al treilea în cârmuirea împărăției. Sau capitolul 6 îmi scrie despre Dariu că îl avea în primii trei din coordonarea Imperiului și vrea să-l pună peste toți trei, să fie așa cum era Iosif altădată în Egipt. Dar, în general, fiarele s-au opus sfinților, considerându-i adversari ai dominației lor. De ce așa? Pentru că sfinții niciodată n-au făcut răscoală să răstoarne vreun regim. Asta pentru că demonii care controlează activitatea acestor fiare și au scopuri deasupra celor gândite de oameni,
sunt împotrivă a tot ce este sfânt. Și vreau să vă citesc din cartea Daniel câteva cuvinte în care apare cuvântul sfânt sau alte cuvinte din familia aceasta de cuvinte și vom vedea că deranjează. Oriunde este întuneric, lumina deranjează. În capitolul 3 scrie de la versetul 8 că atunci când toți se închinau, cei trei au fost sesizați, cum să nu fie văzut de lumina în întuneric, și au fost părâți. A fost deranjat și împăratul, cel care de curând le deduse treburile ținutului Babilonului. Dar în manifestarea lui de fiară n-a putut suporta sfinții. Și scrie în finalul versetului 15, a zis cu mânie, după cum scrie în versetul 19, că s-a umplut de mânie. Și care este Dumnezeul acela care vă scoate din mâna mea? Deci iată cum nu suportă să audă de o stăpânire mai mare de Dumnezeu. Scrie apoi în capitolul 8, versetul 11, despre cornul acela, vom vorbi mai mult despre el, s-a înălțat până la căpetenia oștirii, a smuls jertfa necurmată și a surpat locul locașului său cel sfânt. Deranjează locul acela. 11:28. Despre alții, unul din cele patru coarne, sau chiar două dintre ele, depinde la ce versete ne referim, 11:28, când se va întoarce în țara lui cu mari bogății, în inima lui va fi vrășmaș legământului sfânt. 30. Mânios împotriva legământului sfânt. Nu va sta cu mâinile în sân, ci la întoarcere se va înțelege cu cei ce vor părăsi legământul sfânt. 31. Va așeza urăciunea pustierului, va ademeni prin negușiri pe cei ce rup legământul. Și niște oști trimise de el vor veni și vor spurca sfântul locaș. Sau 45 scrie că își va întinde ultimul domnitor corturile palatului între mare și muntele ce sfânt și slăvit. Pentru că asta deranjează. Și în 12:7 scrie că se va lupta și va crede că și-a atins scopul când puterea poporului sfânt va fi zdrobită de tot. Dar va fi ca și atunci când Domnul a fost omorât pe cruce. Se va arăta marea biruință, mărit să fie Domnul. Să ne amintim și cele scrise în Apocalipsa 12. Unde scrie că Balaurul n-a suportat copilul. Apoi a vrut să distrugă femeia. Femeia a fost luată din calea lui și scrie în versetul 17, mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminței care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Deci iată, de aceea să nu ne mirăm în vremea noastră și în mod deosebit în ce va fi, că suntem priviți ca adversari. Da, suntem singurul adversar al diavolului pe pământ. În lume toți sunt fie aliații săi, fie învinșii săi. Un al doilea aspect legat de atitudinea fiarelor. Fiarele, ca autoritate politică și militară, vor să controleze sistemul economic și, mai important, cel religios, prin care atrag și chiar silesc pe toți să li se supună și nu numai. E vorba doar de o supunere administrativă, economică. Vorbeam de aspectul religios. Vor să li se închine. Balaurul are mai multe capete și coarne, iar fiarele sunt coordonate de el și sunt asemănătoare cu el. 7 capete, scrie în Apocalipsa 12:3 și 10 coarne avea Balaurul, cu cununi împărătești pe capete, și fiara scrie în 13:1 că avea 10 coarne și 7 capete, numai că ea avea cununile pe coarne și pe capete avea nume de hulă. Deci, fiara înseamnă o reprezentare umană a ceea ce diavolul este în plan spiritual. În capitolul 3 din cartea Daniel este scris că regele,
cu siguranță mânat de diavol, învățat de cel ce a pretins închinare și de la Domnul Iisus Hristos, a construit acel chip imens. Scrie în versetul 1 și cifrele sunt simbolice, înalt de 60 de coți și lat de 6 coți. Cum zice poetul, în Valea Dura pe înserat se adorară lucrătorii, ci toată ziua au lucrat la schela chipului turnat, de când se arătară zorii, că-și trebuia mai mult de toți, mai bine de 60 de coți, să aibă chipul lor cel mare. Și au adunat toată administrația centrală, regională, diferite domenii, judecători, dregători, îngrijitori, căpetenii, să se închine. Muzica trebuia să faciliteze spiritul în închinare, iar cuptorul trebuia să facă ultima mențiune, să facă ordine. Deci iată ce vor fiarele. Scrie apoi în capitolul 8 de la versetul 10 că acel ultim corn s-a înălțat până la oștirea cel doborât la pământ o parte din oștirea aceasta și din stele și le-a călcat în picioare. Eu cred că și îngerii, așa cum s-a întâmplat cu acel înger care a fost întârziat în misiunea sa, suportă anumite greutăți. În Apocalipsa 12 scrie de un război în cer, dar un război nu înseamnă doar cât bați în palme. În cazul amintit au fost 21 de zile. Este afectată activitatea îngerilor prin împiedicarea rugăciunilor, a închinării. Pentru că diavolul tocmai aici se luptă. Scrie în continuare că s-a înălțat până la căpetenia oștirii, a smuls jertfa necurmată și a surpat locul locașului său celui sfânt. Vor veni vremuri și au fost în istorie când orice formă de activitate religioasă din poporul sfânt, fie că a vorba de Israel, fie de biserică, a încercat să fie suprimată. A fost afectată și lumea îngerilor. Pe de altă parte, aceste imagini sunt și un simbol al poporului Dumnezeu, pentru că e scris că noi suntem așezați în locuri cerești, zice în Efeseni. Oricum, îngerii și oamenii, cum i-au spus lui Ioan, sunt împreună slujitori. Și acest război, repet, îi afectează deopotrivă și sfinții care vorbeau aici au întrebat versetul 13, în câtă vreme se va împlini vedenia despre desfințarea jertfei necurmate și despre rugăciunea pustirii? Așteaptă și ei, se bucură când se pocăiește cineva, când mai trece unul în tabăra lor, un sfânt, un om născut din nou, iertat, dar se vor bucura cu siguranță și despre asta scrie în Apocalipsa, în mod repetat, bucurați-vă cerul și vor striga de la cei 24 de bătrâni în toate părțile, cele patru făpturi vii, mulțimea de îngeri din cer și de oriunde din univers, se vor bucura de acele biruințe, dar până atunci este luptă. Scrie apoi în 11, în 36-37, împăratul se va înălța, va spune lucruri nemai auzite împotriva Dumnezeilor Dumnezeilor. Nu va ține seama de niciun Dumnezeu, va fi o lucrătură nouă, nemai întâlnită. Cred eu, tehnologia va juca un rol în privința asta, va fi un sincretism, un umanism cosmic, în care va fi greu să descifreze oamenii cât este ocultism, cât este inteligență artificială. Dar în fond, peste tot, este stăpânire demonică. În Apocalipsa 13, unde scrie despre fiară, citesc, să ne gândim la aceste lucruri pentru că sunt chestiuni de viitor de care vom avea parte, mă refer la cei ce vor fi în viață. Aici fiara apare o combinație a celor fiare. Versetul 3, unul din capetele ei părea rând de moarte, dar rând de moarte este vindecată și tot pământul se mira după fiara. S-au început să închine balauri pentru că duse puterea lui fiare și au început să închine fiare zicând cine se poate semăna cu fiara, cine se poate lupta cu ea.
I s-a dat din partea diavolului cu permisiune divină o gură care rostea vorbe mari și hule și s-a dat putere să lucreze 42 de luni. Ea și-a deschis gura și a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-i hulească numele cortul și pe cei ce locuiesc în cer. Deci va fi o afectare nu doar a oamenilor, ci a îngerilor, un război. Va face semne mari, să pogoare foc din cer, miracole. Cred eu ce n-au mai fost. Și în capitolul următor, în 14, pentru că și lupta e mare și miza e mare și avertizările sunt puternice, scrie de la versetul 6 că zbura un înger să vestească tuturor, fie și studiul acesta o vestire, sunt chemați oamenii la închinare, versetul 7, înaintea celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Un alt înger anunță căderea Babilonului, care e fapt e acest sistem înșelător, un amestec de toate. Și un al treilea înger anunță dacă se închină cineva fiare și icoane ei și balaurului, cum am citit în 13. Va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turna neamestecat în paharul mâniei lui și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților, îngeri și înaintea milului. Și fumul chinurilor se suie în sus în vecii vecii și nici ziua, nici noaptea n-au din ce se închină fiare și icoane ei și oricine primește semnul numelui. Aici este răbdarea sfinților, pentru că bătălia este între sfinți și fiare. Și un ultim aspect legat de atitudinea fiarelor, ultima perioadă a istoriei. Va cunoaște manifestarea fiare sau a fiarelor prin acel cor mic ce va umple cupa nelejuirii, dar și cea a vărsării sângelui sfinților. Scrie în capitolul 6 în Apocalipsa că li s-a spus martirilor că e un număr și trebuie să se împlinească. Numărul se va împlini sub acest corn mic, dar foarte revoltat împotriva lui Dumnezeu. Vreau să recitesc câteva din versetele din Daniel și altele lângă ele, pentru că aceste realități trebuie să fie actualizate, afișate corect, în mod lizibil la nivelul minții noastre. În 7 cu versetul 21, hai citim de la 20, scrie că a privit asupra cornului care avea ochi, gură care vorbea cu trofie și avea o înfățișare mai mare decât alte coarne. Cornul acesta a făcut război sfinților și i-a biruit. Până când a venit cel îmbătrân de zile și a făcut dreptate sfinților celui preanalt, a venit vremea când sfinții au luat în stăpânire împărăția. În versetul 25, el va rosti vorbe de hulă împotriva celui preanalt, va asupri pe sfinții celui preanalt și se va încumeta să schimbe vremile și legea și sfinții vor fi dați în mâinile lui o vreme, două vremi și o jumătate de vreme. Sunt termene prestabilite de Dumnezeu. În 8 cu 23 scrie exact cum am menționat în schița aceasta. La sfârșitul stăpânirii lor, când păcătoșii vor fi umplut măsura nelejuirilor, se va ridica un împărat fără rușine și veclean. Adică toți oamenii vor fi din calea afară de păcătoși ca în Sodoma, de aceea tot focul îi așteaptă. Dar șeful lor va fi mai demonic decât toți. Nu militar și nu economic se va impune în primul rând, chiar dacă vor fi și astfel de efecte, ci prin viclenie, prin puterea Satanei, cum scrie în Tesaloniceni și cum am citit în Apocalipsa, că Balaur i-a dat scaunul de domnie și puterea, stăpânirea lui. Să nu uităm, și voi citi pentru asta din Apocalipsa 17, că pentru o vreme fiara aceasta este călărită de o femeie. Și acestea sunt chestiuni de trecut, dar și de viitor. Versetul 3. O femeie șezând pe o fiară de culoare stacojie, plină cu nume de hulă și avea 7 capete și 10 coarne. Diavolul întruchipat.
să ne dea Bunul Dumnezeu lumină, să putem descifra aceste fenomene religioase prin care se va produce înșelarea. Dar să privim la atitudinea sfinților. Trei idei. Sfinții au oferit de-a lungul istoriei un model de supunere față de autoritățile pământești în integritate dublă, adică în același timp supunere și față de autoritatea cerească. În Daniel, la capitolul 6, este scris că Daniel își desfășura activitatea profesională fără reproșuri, fără greșeală, dar a deranjat. Deci putea să slujească, să rămână credincios până când a apărut decretul. În Roman, capitolul 13, apostolul, nu fără temei, să ne gândim că în timpul slujirii sale, fiara aceea, a patra, era în control, el scrie despre stăpânirile care sunt rânduite de Dumnezeu, chiar și aceste fiare. Și recomandă în versetele 1 la 7 subordonare în plan fiscal, social, economic, chiar și în suportarea unor nedreptăți, dacă e vorba de bir. Petru, care de asemenea scrie epistola pe timp de persecuție, scria, citesc din 1 Petru capitolul 2, de la 13, fii supușor care e stăpânire omenești pentru Domnul, atât împăratului ca n-a stăpânitor, cât și dregătorul ca unii care sunt trimiși de el, să pedepsească pe făcătorii de rău, să laude pe cei ce fac binele, căci voia Dumnezeu este ca făcând ce este bine să astupați gura oamenilor știutori și proști. Versul 17, cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați, temeți-i Dumnezeu, dați cinste împăratului. Slujilor, fiți supuse stăpânilor voștri cu toată frica, nu numai celor ce sunt buni și blânzi, ci și celor greu de mulțumit. Deci iată că, omenește vorbind, creștinii ar putea să fie și ar trebui să fie cei mai buni cetățeni din orice țară. O a doua idee. În situațiile în care autoritățile pământești, în cazul nostru fiarele, cer renunțarea relației cu Dumnezeu la abaterea de la adevăr, sfinții refuză să se mai supună. Drept urmare, au avut de suferit diferite represalii sau chiar martirajul. Ce au spus cei trei, că noi de cartea Daniel vorbim, în fața împăratului furios? Că ei de altfel ar fi putut să-i rămână demnitari statornici. Versetul 18. Nu ne vom închina chipului de aur pe care l-a înălțat. Categoric. Și 28, spune împăratul. Au călcat porunca împăratului. Cu ce preț? Și-au dat mai degrabă trupul lor decât să slujească să închine altul Dumnezeu decât dumnezeilor lor. Iată atitudinea sfinților. 7:25. Când își va permite să schimbe vremile și legea, sfinții nu se mai supun. Și această dare în mâinile lor înseamnă intrarea în conflict direct cu prețul pierderii vieții, cu aceste fiare. Să ne amintim ce spuneau apostolii, fapte 4, fapte 5. Nu putem să ascultăm de oameni când noi știm că trebuie să ascultăm de Dumnezeu. Să ne dea Bunul Dumnezeu harul să avem tăria necesară. Oricare dintre noi, dacă trebuie să completăm numărul martirilor, fie harul acela de a putea suferi pentru Domnul, tăria aceea ca lui Ștefan, de altfel ca Domnului nostru care a murit pe cruce biruitor. Și o a treia idee, un comportament înțelept și călăuzit de Duhul Sfânt este mărturisitor și uneori, dacă Domnul vrea, salvator. Noi vorbim de cartea Daniel, unde atât cei trei cât și Daniel au fost salvați de la moarte. Și au mai fost astfel de episoade, de lucrări supranaturale, în care au scăpat în mod miraculos, deși au fost condamnați la moarte.
Deși unii ca apostolul Pavel au fost loviți și se credea că au murit, dar Dumnezeu încă a hotărât să le mai păstreze viața. Să ne amintim în asemenea situații de spusele Domnului nostru care le-a spus ucenicilor pe față de persecuție. Matei 10, de la versetul 16. Vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor, fiți dar înțelepți ca șerfi și fără vină ca porumbeii. Păziți-vă de oameni și că vă vor da în judecată soboarelor și vor bate în sinagogiul lor. Probleme și cu politicul și cu religiosul. Din pricina mea veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților ca să slujiți ca mărturii înaintea lor și înaintea neamurilor. Dar când vă vor da în mâinile lor să nu vă îngrijorați, gândiți-vă cum sau ce veți spune, că și ce veți avea de spus va fi dat chiar în ceasul acela. Fiindcă nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui care ne-a descoperit adevărul, adaug aici cum i-a spus Domnului Petru, va vorbi în voi. Fratele va da la moarte pe fratele său, cum spuneam, fiara poate să fie în casa ta. Tatăl pe copilul lui, copiii se vor scula împotriva părinților lor și îi vor omorâ. Veți fi urâți de toți din pricina numele meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Avem dreptul, scrie versetul următoare, să ne ascundem, pregătiți într-o cetate, să fugim în alta. Dar sub niciun chip nu ne vom putea scuza să ne lepădăm, să ne închinăm. Aceste prezențe în fața autorităților, aceste chinuri, sunt doveditoare în acest război spiritual. Sunt mărturie pentru unii. Chiar nu de mult auzeam un mesaj profetic, cred autentic, dat fiind vasul prin care Domnul a vorbit, că unii dintre dușmani vor fi cercetați și mântuiți. Ceilalți e nevoie să se dea dovezi de mărturie în fața lor. În Apocalipsa 11 scrie despre doi martori, eu nu cred că e vorba numai de doi oameni, cred că este o exprimare simbolică. Mărturia presupune două persoane, dar Domnul are mulți martori. Și scrie că până la un moment dat ei au putere și nu îi poate nimeni aresta. Dumnezeu îi sprijinește în mod deosebit, dar versetul 7, când își vor isprăvi mărturisirea lor, fiara care se ridică din adânc va face război cu ei, îi va birui și îi va omorâ. Și oamenii se vor bucura. Lumea e setoasă de sângele sfinților, pentru care același duh demonic. Dar versetul 11, când va intra Duhul de viață de la Dumnezeu, ei se vor ridica și se va spune din cer, suiți-vă aici. Și s-au suit într-un nor spre cer, iar vrăjmașii lor i-au văzut. Da, așa va fi. Iată și câteva exemple. Oarecum în parte repetăm, dar vreau să fie exemple efective. Primul, Daniel capitolul 3. E o confruntare între cerința capului de aur și gândirea revelației biblice pe care o aveau evreii. Prima fiară față în față cu Haniel, Mișael și Azaria. Fiara fioroasă, adică Nebucadnețar, cei ce i-au părât, poate și aceia ce i-a sfâșiat flacăra, ce i-au aruncat, erau de cei mai viteji și câți acolo ori mai fi scrâșnit din dinți că le strică sărbătoarea. Acolo Domnul a intervenit și le-a dat o lecție ce miroase a final, a izbândă divină. Un al doilea exemplu, a doua fiară. Avem medopersanii, nu împăratul, ceilalți, diavolul prin ei. Au încercat să schimbe închinarea sfântă și să fie oprit profetul Daniel să nu-și mai laude Dumnezeul cum făcea de trei ori pe zi. Nu s-a reușit nici acolo. Am putea spune că aici este un simbol al celor ce vor fi coborâți în groapă și vor fi ridicați din groapă și vor coborâ alți în locul lor, dar cu alt destin. Un al treilea exemplu, că despre fiara a treia
s-a consumat istoria în perioada intertestamentară și nu prea avem istorii biblice din timpul acela. Dar al treia exemplu privește a patra fiară și credincioșii din primul veac. Cei care le se spune în cartea Apocalipsei, mă refer la Smirna și la Pergam, în adresele către îngerii acelor biserici, 2 cu versetul 8. Iată ce zice cel din tâi și cel de pe urmă, cel ce a murit și a înviat. Știu necazul tău și sărăcia ta. Și bajocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt și sunt o sinagoga satanei, e opera diavolului. Nu te teme nici de cum de ce ai să suferiată că diavolul are să arunce în temnițe pe unul din voi, dar prin fiare. Să vă încerce și veți avea un necaz de 10 zile, totul e prestabilit, cu termene. Fii credincios până la moarte și îți voi da cruna vieții. Versul 13. Știu unde locuiești acolo unde se scaune domnia satanei, care va fi dat fiare în final. Tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiește satana. De fapt, confruntarea este, cum spune Pavel în Efeseni 6, cu demonii care sunt în aceste fiare. Și ultim exemplu e ultima confruntare. Vremea în care fiara, cornul cel mic și balaurul vor da asalt împotriva sfinților și a lui Dumnezeu. Am citit din Daniel și repet întrucâtva că diavolul prin aceste fiare nu se luptă numai împotriva sfinților, ci împotriva Sfântului Sfinților, a tuturor sfinților și a îngerilor și a lui Dumnezeu, despre care se strigă fără încetare, Sfânt, Sfânt, Sfânt este mărit să fie numele Lui. Daniel 7, cu 21 a văzut de asemenea un cornul acesta, a făcut război sfinților și i-a biruit. Biruința în asemenea situație înseamnă omorârea lor. Până când a venit și el îmbătând de zile și a făcut dreptate sfinților celui preanalt. A venit vremea când sfinții au luat în stăpânire împărăția. Vers 25 a fost amintit de mai multe ori la lecția aceasta că lupta și hula e împotriva lui Dumnezeu, iar sfinții sunt atacați tocmai alierilor cu Dumnezeu. În 8 cu 25 scrie, din pricina propășirii lui, acestui corn și a izbândirii vicleniului, inima se va îngăfa, va pierde pe mulți oameni care trăiau liniștiți, se va ridica împotriva Domnului Dumnezeu, domnilor, dar va fi zdrobit fără ajutorul unei mâini omenești, că opera aparține lui Dumnezeu. Și în Apocalipsa scrie în 13 cu 15 că fiara a doua a făcut o icoană fiarei din tâi, pentru că profetul mincinos, care este fiara a doua, lucrează pentru fiara din tâi, care la rândul ei lucrează pentru diavolul. Pentru că el este inițiatorul, așa cum i-a spus Dumnezeu Evei, despre război și despre soarta războiului. Cine ce va face? I s-a dat putere să dea suflare icoane fiare, ca icoana fiare să vorbească și să facă să fie omorâți tot ce nu se vor închina icoanei fiarei. Numai că, ce frumos citim în 24, și am văzut și scaun de domnie, celor ce a șezut pe ele s-a dat judecata, și am văzut sufletul celor ce le s-a tăiat capul din pricina mărturiei lui Iisus și din pricina cuvântului Dumnezeu și ale celor ce nu se închinaseră fiare, ci icoane ei, și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână, ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani, mărire Domnului. După ce am văzut atitudinea demonică, puțin spus feroce, a acestor fiare, atitudinea demnă și fidelă lui Dumnezeu a sfinților, am amintit că așa s-a întâmplat în decursul vremii tuturor fiarelor și a generației tuturor sfinților. Acum voi puncta două idei drept concluzii și încheiere acestui studiu. Și obine va fi când se va încheia războiul acesta. Acum încheiem lecția și urmează ca mâine, poimâine, proba practică. Fiarele, sub control demonic, vor să suprime autoritatea lui Dumnezeu.
Acesta e scopul cel mare. Am amintit din Daniel și mai citesc, ca să ne fie clar ce vrea diavolul. În capitolul 7, versetul 8, este scris: cornul acesta avea niște ochi de om și o gură care vorbea cu trufie. Rețineți trufia aceasta. Versetul 11. Eu uitam mereu din pricina cuvintelor pline de trufie pe care rostea cornul acela. Omul este răsculat de diavol împotriva lui Dumnezeu. Ceea ce scrie versetul 25, să schimbe vremile și legea, e tot un afront la divinitate. Ce scrie în 8:10 și am amintit că se înalță până la oștirea cerurilor, e tot o dovadă împotriva lui Dumnezeu. Versetul 25, se va ridica împotriva Domnului Domnilor. Și în capitolul 11 de asemenea scrie așa ceva, nu mai recitesc, am tot citit. Deci demonii prin fiare răscoală creația împotriva lui Dumnezeu, cum s-a încercat întâi cu îngerii, acum se încearcă același lucru cu oamenii, pe când sfinții se supun în mod absolut numai autorității lui Dumnezeu, ceea ce denotă că sunt stări datorate naturii diferite, acțiunilor diferite și plăcerilor total deosebite și contrare. De aceea la cheful din Daniel 5, profetul n-avea ce să caute. Lumea se miră că nu participăm cu ei. Și în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, mare atenție, frați și surori. Scrie aici că diavolul îi va câștiga pe unii, 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 9 ne spune de miracole, dar versetul 12 scrie de cei ce au găsit plăcere în nelejuire. În 2 Timotei 3 scrie de oameni iubitori mai mult de plăcere decât de Dumnezeu și în 2 Timotei 4 de învățători aleși, doriți de popor pentru că le acceptă poftele. Și în Iuda scrie de asemenea de oameni supuși poftilor firii care n-au Duhul. În fond, bătălia dintre fiare și sfinți nu e dată doar de o apartenență religioasă, ci de o natură diferită, cu plăceri diferite. Sfinții sunt cu adevărul, fiara e cu minciuna. Sfinții au plăceri sfinte. Fiara dă permisiunea unor plăceri păcătoase. În cartea Apocalipsei avem două femei. Una din ele ne reprezintă. În 17 este cea descrisă așa, versetul 4, citesc pe scurt, ținea în mână un potir de aur plin de spurcăciunile și de necurăția curviei ei. Și am spus-o și o spun, tehnologia vremii noastre va aduna mai mult păcat decât a adunat istoria întreagă. De aceea, frați și surori, tineri dragi, atenție! Pentru că spurcăciuni ca acum, datorită tot ceea ce este pe internet, n-au fost niciodată, a desmățului din lumea aceasta. Este o vreme a goliciunii interioare și exterioare, a dominației pervertirii trupului. N-au fost haine ca acum de când e lumea și nici n-a umblat lumea mai goală ca acum de când e lumea. Toate acestea arată de care femeie este legați. De asta care e mama curvilor și spurcăciunilor? Sau de cea din Apocalipsa 19, întorc pagina în Sfânta Scriptură, i s-a dat să se îmbrace cu insubțire, să torci curat, și apare aici în paranteză, insubțire sunt fapte neprihănite ale sfinților. Haina deranjează pe diavolul, că nu-i mânjită. Dar și la intrarea
în odaia ospățului, care n-are haină și e gol, cum scrie în Apocalipsa 3 și în 16, n-are ce să caute acolo. Și un ultim gând, fiarele pot acționa strict în limitele permise de Dumnezeu, să avem liniștea asta. Nebucadnețar, în experiența ce a avut-o, în disciplinarea ce i s-a administrat, este un exemplu. El a recunoscut stăpânirea lui Dumnezeu după disciplinare, dar a fost un har pentru el. Dar eu cred că la judecata de apoi vor recunoaște toți în frunte cu diavolul, că vor fi siliți, că sunt dovezi, sunt probe. Nebucadnețar a trebuit să recunoască dreptatea lucrărilor lui Dumnezeu. Și puterea limitată ce i s-a dat, i s-a luat, iar i s-a dat. Scrie despre fiare în 7:12, și alte fiare au fost dezbrăcate de puterea lor, dar i s-a îngăduit o lungire a vieții până la vreme și un ceas anumit. Toate sunt cu vreme. Și cele ce au trecut? Și cornul ce va veni. La finalul mandatului lor toate sunt distruse. În istorie unele de altele, iar la sfârșitul acestui veac, Domnul Iisus și Împărăția Sfinților vor prelua controlul deplin și etern, readucând totul sub autoritatea desăvârșită a lui Dumnezeu. Diavolul va fi eliminat total. Scrie în Daniel, în capitolul 2, pentru că sunt viziuni de ansamblu aici, de la 31, cum arăta chipul, cum s-a desprins piatra, versetul 35, și a lovit chipul în zona de picioare în timpul exercițiului a fiarei a patra cu extensia până la corn și n-a mai rămas din ele, s-au desfințat, s-au împrăștiat ca pleava din arie vara, le-a luat vântul și nici urmă nu s-a mai găsit din ele. Dar piatra care s-a desprins din munte s-a făcut mare și a umplut tot pământul, mărire lui Dumnezeu. În 5:21 îi zice Daniel lui Belșațar cum Nebucadnețar a fost disciplinat până a recunoscut că Dumnezeu cel preanalt stăpânește peste împărăția lui și o dă cui vrea. Asta va fi și în final. Scrie aici în capitolul 7 cum s-au derulat toate până când versetul 9 se uita până când s-au așezat niște scaune de domnie și a început judecata. Ca și cum scrie în psalmul 2, Dumnezeu șade în cer, râde, ei își fac toate amplasamentele militare, se pregătesc de asalt, Dumnezeu între timp își așează scaun de domnie, tună din cer, cum scrie în Apocalipsa, îngerii intră pe rol, că se dislocă pentru diavolul forțe din fântâna adâncului, dar are Dumnezeu, armatele lui, autoritatea sa desăvârșită. O, frumos va fi în final, când va fi biruința. Scrie în 15:2 că pe o mare de sticlă amestecată cu foc, cu alăutul lui Dumnezeu în mână stăteau biruitorii fiarei, a icoanei ei și a numărului ei. Ce frumos! La ospățul nunții mielului, nu la ospățul celălalt, când se va da animalelor să mănânce, pe oamenii răzvrătiți și fiara și procul mincinos aruncați de vin, iazul de foc și apoi în 20:10 aruncat și diavolul și judecata de la marele tron alb și ultimele versete din Biblie, cronologic vorbind, sunt cele din 1 Corinteni 15 de la versetul 24. În urmă va veni sfârșitul. Când Domnul Iisus va da împărăția mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere. Versetul 28, și când toate lucrurile vor fi supuse, atunci chiar și Fiul se va supune celui ce a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu, Tatăl nostru iubit, să fie totul
în toți. Doamne, așteptăm să treacă și aceste războaie, acest ultim război, așteptăm apariția Ta pe front și noi între timp veghem asupra hainelor noastre, chiar dacă prin asta suntem ținta tirurilor demonice, căci noi știm că hainele noastre sunt biruința cine este asigurat în relația cu Tine. Ele dovedesc albirea care ne-a venit din sângele Fiului Dumnezeu și dreptul nostru de a intra pe porți în cetate. Așadar, fiarele și sfinții sunt față în față până într-o zi, când sfinții vor ajunge în fața lui Dumnezeu și fiarele, cum spune în Tesalonicene Apostolul Pavel, vor fi alungați și scrie și în Apocalipsa, vor avea ca o sândă o pierzare de la fața lui Dumnezeu. Doamne, vie împărăția Ta. Amin.